Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine ați revenit la un nou episod în care astăzi facem un Q&A. Da, este a doua oară când filmez acest episod pentru că am mai filmat încă un Q&A, e gata făcut, e tot publicat pe jumate. Dar na, după ce am făcut testul am văzut că nu merge și am zis... Adică nu că nu merge, dar na, adică eu am uitat să pun muzica de fundal. Pe 5% să fie volum, dar nu, bă, de fapt era pe 100% și na, adică eu zici că eram mut. Nimic, eram acolo, nu știu ce, na. Da, înainte să începem acest Q&A, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Este primul meu videoclip de pe iPhone-ul SE pentru YouTube. Bun, prima întrebare de la Rare74. Ai curaj să mergi la o bătrână să îi spui că îți place de ea? Da, bănuiesc, adică de ce nu? Nu știu, nu înțeleg de ce ar fi ceva rușine în chestia asta, nu știu. Îi spui pur și simplu. Sunteți frumoasă, îmi place de dumneavoastră. Îmi place felul dumneavoastră sau chestii de astea, nu știu. Bun. Următoarea întrebare este de la Tommy Sims. Să sar foarte tare sau să mergi foarte rapid? Da, pot să fac asta, dar nu știu acum. Acum nu am cum să fac pentru că sunt în casă și... Da. Bun, următoarea întrebare este de la Rare74. Cum te vezi peste 5 ani? Cum mă văd eu peste 5 ani? Păi, nu știu, o să fiu la facultate, dar... Na. Oricum cu YouTube-ul nu cred că o să am chiar așa succes sau chestii, nu știu, asta depinde numai de voi. Nu știu, acum... Bun. Următoarea întrebare este de la Băncila Andrei. Care ți-e cea mai mare frică a ta și care e? Adică care e? Adică care e cea mai mare frică și care e? What? Adică poate de ce e sau chestii de-astea. Care e? Păi da... Bănuiesc că de întuneric sau pe angeni sau căcaturi de astea, de la insecte. Și ce mai era? Na, cam asta. Următoarea întrebare este de la Claudiu Andrei Munteanu. Minecraft sau Fortnite? Normal că Fortnite, pentru că Minecraft-ul nu prea mai e atât de nou. Adică Fortnite-ul e mai nou decât Minecraft-ul și da... Chiar am avut amintiri faine pe Minecraft, chiar și dacă i-am rugat pe pe ai mei să-mi cumpere cont premium. Dar nu știu, bă, a fost chiar fain. După cum ne-am jucat cu toți colegii așa, nu știu, bă, deci mie și Fortnite îmi place, adică și Minecraft-ul și Fortnite-ul. Și da, bă, și acum mai joc de ăsta Minecraft pentru că, nu știu, îmi place mai mult. Adică amândouă îmi plac, e 50-50. Următoarea întrebare este de la Alesita. Sigur o știi și pe Alesita din videoul ăla cu Alesita ne învață spaniolă. Da, este o fată foarte de treabă. Nu știu, noi ne cunoaștem cam de când aveam eu vreo 8 ani, 6 ani pe acolo. Și na, acum am vreo 13, am 13, în martie, 25 martie împlinesc 14, iau buletinul. Și... Când veniți la mine în Spania? Când veniți în Spania la mine, pardon. Nu știu, cred că o să venim și noi pe la... O buză se muscă pe aici. Când veniți în Spania la mine? Nu știu, cred că la 18 ani când nu o să mai creștem și noi, nu știu, poate o să venim în Spania să vedem și noi cum e, poate o să venim la voi acolo. Bun, următoarea întrebare este de la Alexandra Ilie, sora mea. Ce este beriliul? Spune-mi două chestii despre el. Oh my god. Ai, bă, că știam. Bă, frate, mi-am amintit. Știu că este un element chimic, se găsește în smaralds, parcă, și are culoare gri. Și, nu știu. Cred că mai are
cred că se găsește foarte rar, bănuiesc că n-am. Adică e ca și smaraldul. Pentru că și smaraldul se găsește foarte rar, e ceva logic. Da. Următoarea întrebare este de la Purcărui Maria, adică de la Muni, ca așa îi se spune ei la școală. Și, da. Dacă ai fi o vedetă internațională pentru o zi, ce ai face? Bineînțeles că m-aș bucura sau i-aș da DM-uri la fani sau chestii de astea, dar da, nu știu, șmecher. Ar fi foarte șmecher dacă aș fi. Următoarea întrebare de la Tommy Thomas, da. Adică am pus și eu o întrebare pe Instagram, întrebări pentru Q&A și el mi-a răspuns cu da. Well played, Tommy Sims. Da. Dau. Răspunsul este da. Pentru că nu știu, chiar așa mic. Și următoarea întrebare este. Adică ultima întrebare este de la Analetca. Ai crush? Da, întrebare destul de grea. Dacă am crush, da, am crush. Acum nu o să mai pun muzică pe fundal. Să știți, pentru că urăsc muzica de fundal. De acum încolo, pentru că acum ce mi s-a întâmplat, am stat 3 ore. Frate, deci haideți și voi ca să vă explic cum a fost. Bombă, deci am venit adică am venit și eu de la școală, am zis, bă, frate, când vin de la școală, mă apuc să editez. Bun, am editat, fain frumos. După ce am stat 3 ore acolo, că na, adică noi am scăpat la 12, pentru că așa este la noi lunea, pentru că e consiliu la școală. Și, na, am ajuns acasă, am meditat, s-a făcut 3, pentru că eu la 4 trebuia să merg la meditații. Da, după, na, adică după 3 ore l-am meditat, pentru că așa merge mie pe calculatorul ăsta, de 4 GB RAM, cu, na, laptop. Și, na, merge foarte prost și am meditat în 3 ore, dar, și na, în ultima oră am stat și mi-am făcut la istorie o temă despre, nu știu, un oraș. Și, na, am făcut, după ce am făcut istorie, ăla se încărcase 77%, n-am stat și eu să mă uit după muzica de fundal. Bă, și când am ajuns acasă, am ajuns, am zis, ei, bă, mi s-a încărcat în sfârșit. Da, nu. No. După ce am făcut de asta verificare, gata, papa. Ce merg, bă, ăștia cu roaba pe aici? Na, am văzut că acolo, că se aude tot full. Nu mai editez, bă. Nu mai editez cu muzică de fundal. Da, ultima întrebare, ai crush? Haideți să mergem din nou la subiect. Da, am mai multe fete care îmi plac. Na, sunt drăguțe, dar nu zic una care e perfectă. Gata, băie, cea mai bună e cea mai foa. Și da, cam ăsta a fost tot videoul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Dați-mi un follow acolo, andreilie.oficial. Oficială. Na. Și da, scrieți-mi DM-uri că vă răspund. Dacă sunt de hate, nu vă dau reject, vă dau hâț. Deci, da, ăsta a fost tot videoul. Spuneți-mi în comentarii dacă v-a plăcut videoul sau nu știu, dacă vreți challenge-uri de la mine sau chestii, nu știu, story time-uri, tot ce să mai fac, daily vlog-uri, chestii. Pentru că nu știu, bă, așa postez, adică dacă îmi spuneți voi ce să fac, aia fac. Adică zic de videouri sau chestii, nu. No. În fine. Eu am fost Andrei și noi ne vom revedea data viitoare. Pa, pa! What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever.